După 1-3 la Târgoviște cu Chindia, FC Argeș a remizat pe teren propriu cu Academica Clinceni 0-0. E o mare diferență față de ce se juca în Liga 3, spun oficialii echipei din Trivale, revenită în eșalonul secund după o pauză lungă. A fost al doilea joc, să spun așa, cu echipa de eșalonul nostru de Liga 2. Eu sunt destul de mulțumit și pe căldura asta, de efortul pe care l-au făcut jucătorii și de atitudinea care au avut-o la acest joc. Am arătat mult mai bine decât la jocul cu Târgoviște și păcat că din ocaziile care le-am avut n-am fructificat măcar una din ele. Eu zic că am controlat jocul de la un capăt la altul și v-am spus, nu mai ratările și poate neîncrederea asta rei că pot. Și că pot marca gol a făcut să termine egal. FC Argeș și Chindia vor susține vineri un test de verificare pe stadionul Nicolae Dobrin, în nocturnă, de la ora 20. Alvioleții au un program încărcat în această săptămână. Ei au înțeles, după discuția de la care am avut-o cu ei după meciul cu Târgoviște, că e altfel, alt nivel la Liga 2. Și găsește și echipe mature, echipe cu jucători cu experiență, cu care au maturitate fotbalistică și te pot taxa oricât pe greșelile pe care le faci. Ce să spun, eu știu, sper că ce avem, eu știu, probleme. Noi vom face și analiza jocului săptămâna viitoare să remediem aceste greșeli și eu sper ca și în următoarele jocuri, mai avem miercuri un joc în care o să folosesc mai mult jucătorii care au jucat mai puțin, să spun așa, și vinerea cealaltă vom avea joc cu Târgoviște. Sperăm ca până atunci, eu știu, să cristalizăm așa un primii 11, să ne orientăm așa ca la prima etapă cu cine putem să jucăm și pe cine putem conta.